Care din punctul de vedere al celor care s-au născut în Zodia Taurului, răstimpul cuprins între 12 și 13 iunie ar trebui să fie unul bun sau util, pentru că vor putea învăța, acumula, vor putea repeta, vor fi calmi, vor avea chiar culmea chef de învățătură, mulți dintre cei care mai ales trebuie să susțină examenele. Acum este o coincidență faptul că acest tranzit se asociază cu prezența planetei Venus în casa studiilor, a examenelor și a acumulării cu oștinzelor și se pliază din punct de vedere calendaristic cu un moment al examenelor, dar această coincidență nu face decât să intensifice contextul bun de care vorbeam posibilitate de a afla informațiile necesare pe o temă de viață sau de muncă, posibilitate de a primi sfaturi, observații, indicații utile, care să scurteze timpul de cercetare și să nu-i facă pe aceștia să umble după ipoteze greșite, ci să meargă drept la țintă posibile deplasări de scurtă durată cu scop recreativ. Între 13 iunie după ora 21 și 30 de minute și 16 iunie dimineața, momente poate mai complicate, marcate de îngrijorare, de stres, de supărare, de nemulțumire, legate de felul în care evoluează o relație de familie sau o problemă a părinților și a rudelor în vârstă, ori chestiuni care capătă o coloratură specială dacă este vorba de persoane care nu trăiesc în țara de baștină, respectiv nu mai trăiesc în România. Și acolo departe unde sunt se confruntă cu ipostaze care nu sunt deloc comode și nici prea ușor de rezolvat. Poate să există o reticență asupra faptului că vin din România, în mod special. Poate să fie o reticență că vin din Europa. Poate să fie vorba că au un anume tip de exprimare religioasă sau întregul mediu cultural și social unde se află acum sau unde doresc să se stabilească nu le este chiar mânușe, nu li se potrivește pe deplin pe toate năzuințele lor, speranțele și disponibilitățile umane. În unele locuri s-ar putea să se și strice lucrurile și de acum încolo, am mai spus acest lucru, încep să se acumuleze argumentele care le consolidează ideea că trebuie să se motiveze și să plece din acel loc în altul mai onest, mai confortabil, mai tolerant, mai adecvat lor. Între 16 iunie după ora 6 dimineața și 18 iunie la prânz, calm, răbdare, metodă, prudență, nevoie de stabilitate în plan emoțional și sentimental, disponibilitate modestă spre petreceri extravagante, spre pierderea timpului, intervin și niște elemente care pot să schimbe această anticipare a mea. E vorba și de vârstă, de semn de generație, de ascendență, de partea personală. Sigur că unii trăiesc din plin. Acest moment e vară, e cald, e frumos, e vacanță, e firesc să se implice într-o serie de activități care să le dea satisfacții. Dar chiar și așa, nu vor căuta cele mai zgomotoase și cele mai riscante preocupări ca să le dea lor senzația că trăiesc din plin. Atitudinea celor născuți în Zodia Taurului va fi mai reflexivă, mai bine administrată și gestionată și nu odată va interveni în calculul în judecata lor, când vor accepta sau vor respinge o propunere, va fi, deci, ideea de câștig. Dacă, la un moment dat, la capătul unei activități, se conturează și un câștig, acesta va reprezenta un factor important pentru ca ei să se mobilizeze. Începând cu 18 iunie după ora 12 și apoi, pe 19 și 20 iunie până la prânz, cele două case ale sănătății vor avea parte de un tranzit blând, ușor, relativ instabil, așa încât momentele de, dezechilibru organic pot să treacă foarte repede. Să spunem o slăbiciune musculară, o amețeală discretă, o durere de cap trecătoare, o moleșală care se poate corecta cu ceva, cu un întăritor, cu o cafea, cu niște exerciții de respirație și așa mai departe. Este o săptămână în general bună, bazată pe niște mecanisme care accentuează și preocupările financiare. Acestea nu dispar, rămân în continuare oarecum confuze până când Mercur va reveni la mișcarea directă, vor mai trece niște zile, așa încât întreaga săptămână încă e vorba de analiză, de calcul, de preocupări, de strategii, de nedumeriri sau de îngrijorări stârnite de ceea ce au ce văd, de măsuri legislative despre care se discută la modul de proiect sau altele care sunt deja o certitudine, au trecut prin toate instanțele care le legitimează și sunt puse în aplicare și nu toate le convin. Aceasta este o chestiune care îi privește. Este chiar și pe cei tineri mai puțin responsabili, dar care vor să trăiască pe propriu, oricare au nevoie de bani și care se confruntă acum tot felul de blocaje, bariere, interdicții și condiții dificile pentru ei.